like ora 16, am revenit în direct la Politica Zilei. Sunt Ioana Constantin, vă mulțumesc foarte mult că ați rămas aici pe B1 TV. Discutăm ora aceasta și despre ce se întâmplă cu economia României, pentru că au venit datele execuției bugetare. Vorbim despre un deficit record pentru primele două luni ale anului. Premierul Ciolacu, știți, domnul Ciolacu are o înțelegere așa foarte ciudată a economiei. Nu spune, de fapt, nu pricepe nimic din economie. Ne zice că nu e nicio problemă, domne, cu deficitul ăsta. Adică lui nu-i se pare o problemă că suntem la 1,6 din, da, deficit acum și noi ar trebui să ne încadrăm la 3. Dar lasă la 3, noi nu ne încadrăm nici la 5. Cel mai probabil o să ajungem la 7. Dar știți, dumneavoastră, cei care plătiți taxe și impozite, cei care mai avem firme, cei care, mă rog, trăim în lumea reală, înțelegem că guvernul și clasa politică au înțeles să se grăbească cu taxele. Alea au intrat toate în vigoare când s-a zis. Dar austeritatea de la stat nu s-a întâmplat. În continuare, avem niște cheltuieli foarte mari pe partea de personal, niște creșteri ale cheltuielilor cu serviciile la nivelul statului și nu interesează pe nimeni să facă nicio reformă. Evident, interesul astăzi este legat de candidaturi. Și se fac niște jocuri absolut mizerabile la capitală și evident că maestrii de ceremonii sunt Aurul și Piedone. Bine, Aurul se gudură așa pe lângă Piedone, că ei au un fel de candidat, e un băiat, se cheamă Enache, n-ați auzit, nici nu o să mai auzi. Dom'le, dă așa din mâini, explică el diverse lucruri pe la televizoare. Problema cu el e că omul ăsta vreo 10 ani din viața lui s-a ocupat numai cu lucratul la stat, sectorul 3, sectorul 4, sectorul 5. Acum PSD-ul zice că și-a pus candidat la sectorul 5, domn Vighieciu, un consilier general. Cum te bați cu Piedone, cu domnul Vighieciu, de exemplu? Mai sunt multe alte variante prin țară, e scandal oricum pe candidaturile astea comune prin coaliție, să vorbim. O să vorbim însă un pic și despre ce se întâmplă prin școlile României. Ieri am vorbit de burse și am vorbit de camere video în școli, am vorbit despre ce se întâmplă cu directorii numiți politic, azi vorbim un pic despre violență. Practic te trezești dimineața și pe fluxul de știri, cel puțin un caz până la ora 9, despre cum s-au bătut copiii, cum au venit cuțite la școli, astăzi unii până Arad au fost reținuți de polițiști, dar despre asta tot că nu vorbim. Văd că politicienii noștri n-au habar despre drogurile din școli, despre armele din școli, despre scenele aproape sau chiar pornografice care se întâmplă prin școlile României. Nu vorbim despre lucru. De ce? România e educată, n-avem voie să vorbim. Ora următoare însă o să vă arăt ceva foarte interesant. În a treia oră de Politica Zilei o să vă arăt cum cei de la Greenpeace au descoperit ei că sunt probleme mari acolo la Neptun Deep. Să nu scoatem, domne, gazele. Turcia, în schimb, scoate de zor. Iar zăcămintele de gaze naturale din Marea Neagră sunt la comun, să știți. Adică dacă turcii termină de scos tot ce e până Marea Neagră, noi nu mai avem ce să scoatem. Iar eu v-am arătat aici opinii ale oamenilor din domeniu care spuneau asta. Zăcămintele de gaze naturale sunt la comun. Dacă nu ne grăbim și nu începem exploatarea, nu o să mai avem ce să mai scoatem de acolo. Ungurii cumpără deja de la turci. O să vorbim și de plafonarea prețurilor, adausurilor comerciale și domnul Barbu, mare economist domnul Barbu, zice că nu se închid nici magazinele acum. Păi nu se închideau, că nu suntem în comunism. Au fost o solicitare, eu am înțeles-o, micii comercianți nu mai fac față competiției, producătorii români nu mai fac față competiției, dar pentru asta trebuie să ai niște politicieni ceva mai demni. Începem a doua oră de Politica Zilei. Invitații mei și ai dumneavoastră de la această a doua oră în platou alături de noi a rămas Diana Stoica, deputatul USR, mulțumesc foarte mult. Ni s-a alăturat avocatul Bogdan Bărbuceanu, mulțumesc foarte mult, Bogdan. De asemenea, din partea PNL, eurodeputatul Mircea Hava. Bună ziua, domnule Hava, mulțumesc mult că sunteți aici. Bună ziua, să rămână. Deputatul PSD, Laurențiu Gâdei, mulțumesc mult, Laurențiu. Bună ziua, vă mulțumesc eu. Și Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA România, bun găsit, domnule Codirlașu, vă mulțumesc mult că sunteți aici. Bună ziua, vă mulțumesc. Domnule Codirlașu, vorbiți dumneavoastră la CFA inclusiv despre o depreciere periculoasă a leului care ar putea urma în perioada următoare și despre deficitul acesta pe care și dumneavoastră l-ați estimat și am mai discutat aici la emisiune ca fiind unul foarte ridicat pentru România. Ce urmează în perioada următoare? În sondajul CFA România, încrederea în economie, conform sondajului, a crescut puternic în luna februarie. Și practic a reintrat în trendul pe care ne înregistrase la finalul anului trecut. A fost o scădere în ianuarie cauzată de intrarea în vigoare a noilor impozite și taxe.
Pe partea de inflație, anticipațiile sunt, inflația să continuă să se reducă și undeva la nivelul lunii martie anul viitor să avem o inflație de în jur de 5,5%. Pe curs de schimb, stabilitate. Mă rog că e 5 sau că e 4,98, pentru o economie este exact același lucru. Deci anticipațiile sunt de stabilitate ușoară de precizere nominală a leului, însă dacă luăm în considerare inflația din România versus cea din zona euro, de fapt este încă și va continua să fie apreciere în termen real a leului. În sondaj am mai pus și riscurile cu care se poate confrunta România atât în următorii 2 ani cât și în următorii 10 ani. Majoritatea riscurilor, sau cele mai puternice riscuri, sunt văzute cele din afara economiei, adică cele geopolitice, acele riscuri de conflict armat, riscul de dezinformare și de atacuri cibernetice. Pe un orizont de 10 ani, riscul de climă extremă am văzut că a câștigat în importanță datorită acestor modificări climatice. Pe partea de economie, pe următorii 10 ani, deficit de forță de muncă care deja se vede la nivelul economiei noastre, precum și partea de sustenabilitate a datoriei publice în contextul deficitelor ridicate care le înregistrează România. Mulțumesc mult, Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFR România, a fost alături de noi. Mulțumesc pentru aceste date tehnice. Acum haideți să-l ascultăm pe premierul Marcel Ciolacu, dânsul nu vede absolut nicio problemă cu deficitul României. Nu e nicio problemă. La fel, în fiecare an, în ianuarie sau februarie, vine cataclismul și nenorocirile se așează peste români și peste România. Nu este o problemă, la fel cum am asumat anul trecut, că ne încadrăm într-un deficit rezonabil și real. Nu putem să intrăm în foamete, să băgăm... Eu am trăit acea perioadă când un dictator a luat decizia să intre o țară în foamete, să plătim datoriile. Nu le-am făcut eu. Domnule Hava, dumneavoastră vedeți că ar fi vreo problemă cu deficitul acesta? Că eu mă uitam pe execuția bugetară și cheltuielile cu personalul la 20%, mult peste ce estimase Ministerul de Finanțe, cheltuieli cu bunuri și servicii, datoria publică, dobânzi foarte mari la care ne împrumutăm, pentru că piețele văd și speculează și nu ne văd ca o țară stabilă din punctul ăsta de vedere. Bineînțeles, este o problemă cu deficitul, însă știrea pe care am auzit la dumneavoastră cu aprecierea leului, cred că am înțeles bine. Depreciere. Cam departe pe dumneavoastră. Depreciere. Bun. Atunci nu mai comentez dacă este vorba de depreciere, pentru că nu este o știre pozitivă. Deficitul, știm că trebuie să ne încadrăm într-o marjă a deficitului și eu cred că până la urmă România se va încadra. Știm prea bine că cheltuieli a crescut foarte mult în lunile după iarnă, când s-a dat drumul la toate plățile care trebuiau făcute înainte și asta ținând artificial deficitul pentru anul trecut într-o limită, hai să folosesc și eu termenul ăsta, rezonabilă. Nu sunt economist, însă în momentul în care afli că atâta 1,7 aproape din PIB este datorie, că datoriile cresc, normal că trebuie să te îngrijorezi. Și atunci trebuie să te gândești ce măsuri se pot lua. Sunt măsuri care sunt la îndemâna guvernului. Deci tot ceea ce înseamnă legat de cheltuielile personal, care este drept, au crescut față de anul trecut, dar au crescut și salariile și au crescut tot soiul de indemnizații de bani care au fost acordați celor care lucrează în sisteme, în sistemul bugetar, și asta a dus la această creștere. Cert este că ar trebui făcut o mică restricționare, o mică constricție a ceea ce înseamnă aparatul bugetar în ceea ce privește cheltuielile. Asta înseamnă și număr, și cheltuieli, și bunuri și servicii. Când, domnule Hava, când? Că sunt două ordonanțe de austeritate la asta, nu s-a respectat niciuna. Eu asta v-am spus că o doresc. Eu știu, am văzut și eu îmi doresc. Sunt momente și momente. Ea trebuia făcută, din punctul meu de vedere, atunci când au ieșit ordonanțele. Acum este și de ce nu s-a făcut, domnule Hava? De ce? E mai important calculul electoral? Câteodată este important și calculul electoral, ca să fim sinceri cu noi, să nu găsim tot soiul de explicații care nu țin la nimeni.
Da, calcul electoral. Da, eu vă știu om cu experiență politică, domnule Hava. Au ținut artificial deficitul, ați spus-o și dumneavoastră. De ce au mințit? N-au făcut plățile noiembrie-decembrie, le-au făcut acum la începutul anului. Secretarii de stat sunt tot 200. 100 sunt numai în ministere. Eu nu vorbesc de creșterile de angajări la stat pe educație sau pe sănătate. Acolo e nevoie, dar în continuare se fac angajări pe bandă rulantă până ministere. În continuare secretarii de stat sunt câte 7, domne. 7 la educație și unul nu s-ar putea ocupa de drogurile și violurile și violența din școli. 7 la finanțe și nu știu să facă decât taxe. 7 la sănătate și unul nu se poate descurca cu ce se întâmplă prin spitale. Pe vremuri erau 3, domne, că sunteți vechi în politică. 3, secretar 2, vă ajungeau pe ministere. De ce trebuie 7, da, azi, domnule Hava? Da, primar și ne descurcam cu el. Așa, și ce s-a întâmplat? Sunt mai proști ăștia de azi? Pe cuvânt, acum vă întreb direct. Sunt mai proști sau sunt mai ticăloși? Nu pot eu să spun dacă sunt mai prost sau mai ticăloși, pentru că poate i-a jigni. Da. Asta vedeți în funcție de rezultate. Să rezultatele bine. Sunt pe anumite perioade de timp. Hai că ne întoarcem, venim la coaliție imediat, domnule Hava, că stare curioasă ce faceți în coaliție. Diana Stoica, domnule, cum ne uităm la deficitul ăsta? Eu înțeles niște cifre, ele se lucrează acolo, Uniunea ține cu noi că suntem aici cu războiul la graniță, ne permitem. Vezi, doamne, că e an electoral. Problema e că curg în continuare împrumuturile, la dobânzi foarte mari, nu se face nicio reformă la stat și taxele, taxele la 1 ianuarie sunt mereu acolo. Da, realitatea este că românii își plătesc taxele la timp, da? Dar problema este că statul, cu toate aceste ordonanțe de cumpătare, de austeritate, nu a redus cu un leu cheltuielile de la stat. Din contră, le-a crescut. De asta vedem în continuare acest deficit mare, pentru că se risipesc banii publici și nu spre zone pe care cu toții le considerăm prioritare, da, sănătate, educație, ci spre toate sinecurile, da, vedem salariile de la ASF, vedem salariile de prin toate instituțiile astea, ANAPO, dacă ei nu-și fac treaba, nu verificăm mâncarea pe care o mâncăm cu toții. Că vorbeam ora trecută, da, de exact. Și am ajuns, s-a păstrat și în luna februarie inflația pe locul 1 în Europa, oamenii nu-și mai permit să trăiască în țara asta. Oricine muncește sau produce ceva este efectiv jecmănit de către PSD și PNL prin taxe mai mari, da? Prin, mă rog, tot felul de metode prin care nu este efectiv lăsat să-și trăiască. Și care e soluția? Că sunteți opoziția. Care e soluția este, voastră? În primul rând, reducerea cheltuielilor la stat. Noi am propus un pachet întreg de instituții care ar trebui desființate, pentru că sunt niște instituții fantomă. Pe reducem, oprim risipa.ro. Sunt foarte multe exemple de acest gen. Îi invit pe colegii din PSD și PNL să se inspire de acolo, să facă odată o reformă acestui stat, să terminăm digitalizarea, să nu mai avem oameni care plimbă hârtii dintr-un birou în altul. Nu spuneți că digitalizare, să intrăm și noi în secolul 21 și cu administrația. Da, da, la digitalizare sunt doi copii, unul de la PSD și unul de la PNL, că i-ați împărțit doi copii, 20 ceva, dumneavoastră am intrat în politică, eram tot așa, 20 ceva de ani. Doi, dar nu s-a gândit nimeni să mă pună vicepreședinte la Autoritatea de Digitalizare, care ține proiecte de mulți bani, multe milioane europene, și acolo șoferul are salariu mai mare decât IT-istul. Ce digitalizare se face în România? Și ce IT-iști să avem, că știm că bine. Laurențiu Gâdei, totuși, cred că aveți totuși o îngrijorare pe situația economică. A zis Comisia Europeană că e îngrijorată. Eu n-am mai auzit până acum, când au venit oamenii ăștia, tura asta de la Comisia Europeană și cu șefa PNRR, au spus că sunt ușor îngrijorați de situația economică a României. Doamnă, discuții despre situația economică în care România nu se află de azi de ieri, ci se află datorită crizelor multiple pe care le traversează întreaga Uniunea Europeană, au tot fost și vor mai fi. Important este în acest moment ca această coaliție de guvernare care guvernează România să poată să facă reformele asumate prin PNRR, de multe ori nu foarte bune sau foarte acceptate de populație, inclusiv pe parte fiscală, așa cum colegii de la USR care au scris acest PNRR, au avut grijă să scrie peste 100 de pagini în ceea ce privesc măsurile fiscale din România care trebuie să ajustate și va trebui să le discutăm la un moment dat și să ne aplicăm asupra lor. Adică așa ce taxe noi? Nu scrie nicăieri să fie textul. Stai un pic, îți dau cuvântul, dar vreau să mă lămuresc. Doamnă, încă rugăminte, sunt pe telefon, eu am tot obosit să fiu întrerupt. Nu, eu te-am întrerupt. Ioana Constantin, pe ea am rugat-o să se abțină că îi dau cuvântul. Deci sunt taxe noi? Spuneam că ei se prevalează de această chestie, că doamne, nu sunt taxe noi. Dar sunt atâtea năzdrăvănii cu ei, vă scoateți inechitățile,
scoateți ajustările, scoateți ajutoarele. Adică au avut grijă să treacă niște termeni de ăștia extrem de abili, astfel încât să nu reiasă de nicăieri când citești la o primă lectură că sunt creșteri, dar de fapt în spatele acestor eliminări de orice fel de favoruri, că nu-mi vine acum cuvântul în minte, facilități. Pe ceea ce înseamnă fiscalitate, se traduce prin creșteri, bineînțeles, dar ei vor trebui să-și asume la un moment dat. Da, să-și asume, dar hai să-ți spun eu altceva. Vezi că facilitățile din agricultură nu trebuia să le scoateți acum, le-ați scos cu un an înainte decât trebuia. În PNRR nu scrie să taxăm bolnavii de cancer la concedii medicale. Dar poate ați scris și voi greșit ceva, Diana, te rog, scurt, ca să-mi reșa domnul avocat. Dar domnul Ciolacu, care e șeful domnului Ghidei, a zis că PNRR este cel mai bun plan de țară. De unde până unde este prost? Păi el e un plan bun, sigur, asta nu înseamnă un plan că de reformă, are și probleme. Bine, Bogdan Bărbuț, cetățeanul simplu care se uită la toată povestea asta economică și care resimte probleme economice mai puternic decât guvernul și mai rău în ultimele luni, cum percepem noi când vine și comisia și ne spune, doamne, ne îngrijorează, deficitul mare, tăiați cheltuielile la stat? Păi sigur că se îngrijorează. L-am auzit chiar și pe ministrul de finanțe, care ar trebui să fie omul care să ne încurajeze. De fiecare dată vine cu câte o veste din asta care nu face decât să ne pună pe jert, să ne îngrijoreze. Sigur că trebuie restructurat sistemul bugetar, sistemul de stat, aparatului de stat, dar cred că trebuie mai întâi făcută o strategie, adică nu putem să tăiem așa din pix instituții care poate funcționează, care poate și au rolul lor în economie, doar de dragul de a arăta că, uite, guvernul poate să elimine fel și fel de instituții. Apropo de ASF, din câte știu, sunt agenții, cum este și ASF-ul, care cheltuie din bani proprii, adică au un buget propriu din taxele pe care le încasează, deci nu afectează bugetul de stat. Sigur, și acolo se poate interveni, este o altă discuție. Dar cred că trebuie să fie o strategie economică corectă, în baza unui studiu de fezabilitate și abia pe urmă să se ia măsuri. Dar pentru asta trebuie să avem voință politică. Ori în ani electorali, cum au fost, să spunem, ultimii doi, puțin probabil ca cineva să-și asume acest lucru. Secretarii de stat, la fel, tot aud chestiunea asta. Sunt 200, ok, poate sunt mulți, dar cred că înseamnă nimic pentru bugetul. Măi, nu e chiar așa, pentru că un secretar de stat are la rândul lui, acum sunt 4 posturi, da, ocupate de consilieri. Au șofer, au tot felul de le plătim să stea pe aici prin București. Dom'le, adunate așa, bucată cu bucată, la finalul zilei mai faci de-o țară. Mai faci de-o țară. Mică, păi Franța de ce se descurcă cu 35 sau 15, cât 35 cred că are Franța și la noi trebuie 100 în ministere care sunt... Structura din temelii sistemul de multe. Păi, adică nu despre ce vorbim. Compara. Bine, mergem mai departe. Domnul Popincă, la 2 și la sectorul 5, domnul Adrian Vigheciu. De ce această schimbare? Pentru că inițial domnul Popincă... Așa au hotărât organizații. Organizațiile? Îmi pare rău, îmi cer scuze, nu o să-i cer. Organizațiile hotărâsere la sectorul 2 să fie domnul Popescu. Era este o decizie politică. Nu mi-aduc am... Lăsați-ne cu asta, ne ocupăm, ne luăm deciziile politice în cadrul partidului. Este o decizie... politică. După sondaje, părerea mea să facem sondaje și să nu mai facem alegeri. În funcție de cine face sondajul, face la numit. Vă rog frumos, atributul nostru al partidului este de a lua decizii politice. Premierul Ciolacu cu aceste declarații făcute după ședința de la PSD, Laurențiu Gâdei vin întâi la tine. Să leg că ați stabilit candidații la sectoare, Rareș Hopincă, prefectul capitalei la sectorul 2, în detrimentul lui Dan Cristian Popescu, care a mai fost viceprimar acolo și pe care îl pregătiți viceprimar la capitală. La sectorul 5 deja sunt multe acuzații și nu de la opoziție, ci am văzut în presă foarte mult că l-a spus pe domnul Vigheciu pentru că e plat cu piedone, Vigheciu fiind un consilier general al PSD-ului, dar neavând puterea, forța, notorietatea de a se lupta acolo în sectorul 5 și susțineți evident pe Daniel Băluță, primarul în funcție la sectorul 4 și Robert Negoiță la sectorul 3. Bun, despre domnul Cârstoiu, sondajele nu zic lucruri bune, totuși domnul Ciolacu e încrezător că va câștiga. Rămâne în cursă, domnul Cârstoiu? Bineînțeles că rămâne în cursă și doar sondajele apărute și ați văzut că sunt cifre, depinde de casa de sondare, cifrele au fost totalmente diferite, dar au fost doar un tablou blitz al ceea ce se întâmplă astăzi. Avem tot timpul pentru a arăta bucureștenilor și a vorbi bucureștenilor nu despre omul Cârstoiu, ci despre ceea ce își dorește, își propune și poate să facă pentru București și bucureșteni, pentru că nu vine singur pe persoană fizică,
Vine cu o echipă de specialiști în spate, vine cu două partide care asigură stabilitatea țării și acest lucru va fi apreciat de bucureșteni. De altfel, toți candidații care s-au fost nominalizați astăzi pe București, dacă vorbim de sectoare și așa cum le-ați prezentat și dumneavoastră, vin în urma unor studii, a unor sondaje, astfel încât să mulțumească ambele bazine electorale ale Partidului Social Democrat și ale Partidului Național Liberal, pentru că ne propunem și vom reuși să câștigăm toate sectoarele și primăria capitalei. Deci la momentul ăsta avem timp în față, este campania electorală legală care ne permite și pentru asta este legiferată, tocmai pentru a convinge alegătorul de bunele intenții și de ceea ce îți propui și cum îți propui să faci pentru cel căruia îi soliciți votul. Hai să vedem ce spune domnul Cârstoiu, a fost la un interviu la televiziunea publică. Deci e o candidatură a celor două mari partide, PSD și PNL, și este o candidatură solidă, e o candidatură matură, o candidatură prin care eu vreau să fac ordine în capitală și ca să fac ordine și în haosul zilei, nu există niciun fel de posibilitate, discuție, gând, idee sau ce vreți dumneavoastră, eu voi candida mai departe fiind candidatul coaliției PSD-PNL. Aceeași discuție despre retragere se poartă când vine vorba și despre Popescu Piedone. Acum și el zice că nu se retrage, acum am văzut că se gudură aurul pe lângă, a zis Simion, Georgică Simion. A zis că, domne, el vrea să facă conferință comună cu Piedone și o să aibă el surprize la capitală. Între timp, vezi că la capitală Georgică l-ai pus pe băiatul ăsta Enache, care săracul a fost în sectorul 3, în sectorul 4, în sectorul 5, a fost așa pe la toți primarii ăștia PSD, avea cu treabă. Așa numai legăturile astea cu partidele vechi, parcă erați partid nou și vă luptați. Eu sper totuși că nu face pragul la capitală, că bucureștenii nu au votat nici data trecută cu aurul și că tot e astăzi ziua Unirii și am vorbit și ziua ora trecută în Basarabia cu România, la asta mă refer. Fac un apel public, sunteți trei partide parlamentare aici. Vedeți că îl aveți pe George Simion interzis a doua oară în Republica Moldova, în Comisia Parlamentară pentru Integrarea Republicii Moldova. E o comisie comună cu Parlamentul Republicii Moldova. Și George Simion este membru în această comisie împreună cu Auru. Nu spuneți că nu puteți să-i luați dreptul, nu e adevărat. Toate comisiile se negociază. Se negociază și prin forța majorității parlamentare se poate lua această jignire gratuită care se administrează Chișinăului prin George Simion în Comisia pentru Chișinău. El având interdicția a doua oară, azi domnul Recean, premierul Moldovei, a mai zis odată la București, George Simion e parte din efortul de destabilizare a Moldovei. Păi și atunci de ce îl ținem în comisia aia? Dar mă rog, George Simion face niște jocuri la capitală. Și se pune această discuție, domne, Piedone, rămâne în cursă, nu rămâne, pentru că așa cum arată astăzi sondajele, domnule Hava, Piedone câștigă în fanfar. Inclusiv Nicușor Dan a publicat un astfel de sondaj. Jocurile cui sunt făcute și candidatul dumneavoastră la capitală, credeți că e mai bun decât ar fi fost Firea sau decât ar fi fost Burduja, de exemplu, dacă chiar vă propuseseră să câștigați primăria? Cel care va câștiga va fi cel mai bun, pentru că așa se întâmplă. Și cel care va câștiga va fi domnul Cârstoiu. Legat de ceea ce spuneți dumneavoastră cu sondajele, eu, dați-vă să nu mai cred nimic. În aceea zi sau la câteva zile distanță, pe 1000 de subiecte se drept un sondaj telefonic, un sondaj nu scrie cum a fost făcut, diferență de până la 10%. Mi se pare imens. 10% între două sondaje despre același subiect mi se pare imens. Eu cred că un sondaj, și fără să glumesc, a fost făcut în sectorul 5. Sectorul 5 unde domnul Piedone, nu știu cum îl cheamă, în fire. Domnul Piedone, da, are, Popescu Piedone, da. Domnul Popescu are, este primar și cred că, ca și orice primar în funcție, totuși are o foarte mare, are alegătorii dânsului. Deci, dați-mi voie să nu le cred. Legat de domnul Simion. Domnul Simion asta face tot timpul. Domnul Simion încearcă să se lipească de ceva care poate să le aducă ceva. Ei, de data asta nu cred că s-a lipit bine, pentru că nu va primi nimic, nu va căpăta nimic și nu va face altceva decât să-l încurce pe cel de care s-a lipit. Ei au 8%. Politic tot cam pe acolo stau, sau 8% sau 6%, Dumnezeu știe, în orice caz foarte puțin în București, un care îi spuneau că vai de mine o să aibă 80%. Deci asta este partea lor, pentru că din cele două sondaje sunt câteva date care rămân constante. Și o dată constantă este sondajul legat de aur. Atât nu poate face decât să încurce.
Legat de interdicția de a, de a intra în Republica Moldova, persoana nemurată, Moldova, Ucraina, sunt organe abilitate ale statului și pe această cale le invit să-și facă datoria. Chiar dacă cineva este parlamentar, însă are asemenea probleme, se poate ridica imunitatea, se pot face demersurile legale pentru a ajunge acolo unde merită fiecare care face asemenea lucruri și asemenea gesturi. Bun. Cineva spune, domnule, dar o să-l facem erou. Niciodată nu face erou din cineva care are probleme. Dacă sunt probleme adevărate, deci atenție, subliniez, dacă sunt probleme adevărate, sau sunt probleme... Da, domnule Hava, dar dumneavoastră aveți majoritatea parlamentară și puteți să-i scoateți afară din comisia aceea cu Republica Moldova. E simplu, că aceste comisii se negociază. Știți mai bine decât mine, mai cu seamă... Păi... Eu o să fac această discuție cu colegii mei. Eu am zis-o tuturor de la PSD și PNL care au fost la mine în emisiune, apropo, șeful de comisie al noastră de la PNL. Dar, domnule Hava, ați făcut acest culoar sanitar, ce a spus dumneavoastră, această coaliție împotriva extremismului pentru europarlamentare și mergeți cu lista comună la europarlamentare. Dar totuși, la locale, pare că nu mai aveți această problemă. Pare că problema o aveți, de fapt, cu Alianța Dreapta Unită, cu USR, PMP și Forța Dreptei, pentru că înțeleg că vă puneți candidați comuni, cel puțin la Timiș, dar și în alte locuri, unde sunt primari în funcție de la Dreapta Unită. Nu pare că mai există acest culoar sanitar împotriva extremismului și aurului la locale. Bun. Suntem într-o campanie electorală în care vrem să câștigăm consiliile județene, vorbind de locale, consiliile județene și primăriile. În special ne interesează primăriile ședințe de județ. Timișoara, am avut un primar, a pierdut. Știți ce s-a întâmplat la Timișoara, dacă se face aici, dacă s-ar face aici, sau facem o analiză interioară, o să vedem că, de fapt, decizia politică a fost ok. Restul sunt lucruri care dau foarte bine pe din afară, execuție sau cum îi se mai spune. Însă decizia politică a fost ok. Eu vă dau un exemplu de la Alba Iulia. Dacă facem de la Alba, dacă facem politică, haideți să facem politică. Deci la Alba eu am înțeles după atâția ani de primărie că este bine ca cineva să conducă. L-am adus înapoi pentru că mi-a fost și viceprimar și de la partid de la PNL a plecat ca să construim împreună. Politica se construiește. Apropo, ați terminat cu traseismul ăla, că văd că trec zi de zi primarii ăștia și aleșii locali eu de la un partid la altul. Nu am fost de acord niciodată cu traseismul. Păi cum, domnul Hava? Păi tocmai a spus noastră că ați luat oameni. Dar peste tot, înțeleg că trece și la Arad. Fiecare zi se anunța câte un lot. Câte zici că erau la mișto ăștia, erau saci de cartofi, așa, cu lotul îi schimbați. Așa i-a anunțat dumneavoastră, șefii noastre de filiale. Și dumneavoastră știți lucrul ăsta, că trecerile se fac în special pentru banii care pot să vină în localități. Aha. Eu nu scus pe nimeni, nu cauționez pe nimeni. Și știți lucrurile astea? Eu știu, domnule, dar îmi place să le și audă și telespectatorii mei, că se le audă Să le audă și telespectatorii. Da, doamnă, vreau și o replică. Da, domnul Ghidei. Și eu. Da, imediat, da, că vreau și PSD. Vorbim, da. Dintre toți cei care vorbim, n-am fost în stare să creăm o lege cerută, n-am făcut-o. Cerută în care toată această distribuție, redistribuția banilor înspre teritorii să fie făcută după niște reguli stricte. Adică nu politic, domnule Hava. Bine. Laurențiu Gâdei vrea să intervină. Scurt, Laurențiu, te rog. Bun. Unu. Nici nu se poate pune problema de influența trecerea unor primari dintr-o parte în alta de bani de proiecte. Și vă spun de ce. Cele două ministere care gestionează proiecte în România, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Mediului, sunt în curtea Partidului Național Liberal. Ba mai mult decât atât. Au fost știri de curând că și la Argeș vreo 2-3 viceprimari sau primari ai Partidului Social Democrat au ales să candideze sub PNL. Adică lucrul ăsta cred că ar trebui să-l excludem total din retorica asta pentru a ne arăta neputința de a ține primarii alături de echipe puternice. Nu putem acuza nefondat în condițiile în care nu există localitate și primar în România care să nu beneficieze de fonduri pentru PNRR, pentru Angel Sarini, atribuite fără niciun fel de problemă politică. Continuați, luați de la unii la alții, faceți schimb de cartofi. Bogdan Bărbuceanu, hai să ne uităm un pic la capitală, că suntem aici. Ce crezi, vor ajunge pe buletinile de vot oamenii ăștia până la urmă și Cârstuiu și Piedone? Sau e alt joc? Eu cred că da, Piedone a fost foarte clar și a spus că nu se pune niciun fel problema și n-ar avea nici motiv. Este pe primul loc în majoritatea sondajelor.
Domnul Stoiu la fel, spune că nu se va retrage, dar nu știu când va începe dânsul să ne prezinte vreun proiect. Nu l-am mai văzut de la momentul lansării, eu cel puțin nu l-am mai văzut. Sabin, ia-ți dăm poza aia, că e plecat, pune pavele. Așa. Da? Domnul Stoiu? Da, domnul Stoiu, muncește. Bun. Părerea mea pe care mi-o mențin este aceea că această coaliție a făcut o greșeală din perspectiva acestei alegeri. De ce? Pentru că și eu am încredere, așa cum spune toată lumea, că avem încredere în domnul Cârstoiu. Sigur, este un medic reputat, este un bun manager la spitalul universitar, este decanul Facultății de Medicină la Universitatea București, Jos Pălăria este un om cu o pregătire deosebită. Dar cred că Bucureștiul nu apreciază atât de mult aceste aspecte. Cred că bucureștenii au apreciat omul în sine și nu partidul politic, dacă ne uităm în ultimii 30 de ani. Da? Deci au votat omul. Iată, pe piedone l-am văzut azi mâncând parizer, dacă nu mă înșel, cu un grup de muncitori. Păi astăzi și-a câștigat 10-15 voturi piedone pe acei oameni. Cred că asta contează. Ori să spunem că nu ne interesează sondajele și că avem timp destul. Păi ce avem timp? Pentru că lumea nu-l cunoaște. Pe domnul doctor, profesor, universitar, sau doctor, nu știe că lumea că el candidează, nu-l de fapt. Nu-l cunoaște și atunci mie mi-e greu să cred, ca și alegător, că va avea vreo șansă. Și bine, probabil că nu se va retrage, cele două partide îl susțin. Dar să vii cu un personaj absolut necunoscut pentru bucureșteni și să nu ții cont sub nicio formă de niciun sondaj, mi se pare o sinucidere politică. A, păi bine, doamna Firea a zis că ea nu crede în sondaje. Rog pe colegii mei când putem să arătăm și declarația doamnei Firea, dacă o avem, spune că ea nu crede în aceste sondaje. Bine, au fost și întrecere socialistă pe ele. Hai să ascultăm pe doamna Firea puțin. Se va pune sau se pune problema să nu mai fie candidat, să fie schimbat acesta? Din punctul meu de vedere, sub nicio formă. Dacă contează punctul meu de vedere. Dar s-a discutat pentru în ședința coaliției, pentru că așa a apărut informația. Aceste sondaje, din punctul meu de vedere, dar e părerea mea, nu este opinia partidului, nu au nicio relevanță. Eu știți că nu cred în sondaje, nu cred în aceste sondaje care se anunță public fix în precampania electorală. Eu cred în acele cercetări sociologice pe care toți ni le-am făcut de 3 ani de zile și am văzut și urcușuri, și coborâșuri, și fotografii la moment și temperatură electorală, bineînțeles. Din punctul meu de vedere, nu mai este timp să fie schimbat candidatul comun la alegerile pentru primăria capitalei. Doamna Firea, care, mă rog, nu s-a obișnuit în continuare cu ideea că nu este candidat la capitală. Diana Stoica, dar stai că sunt datoare cu poza să-l vedeți pe muncitorul Cârstoiu. A fost și el plecat să pună pavele pe sectorul 3, uite, direct la Negoiță s-a dus. Dar Negoiță îl votează până la urmă? Ce anume? Zic, domnul Negoiță îl votează? Eu am auzit că domnul Negoiță se organizează în sectorul ăla bine de tot, dar nu pentru domnul Cârstoiu. Eu așa am auzit. Dar până atunci, la poze, nu e complicat să faci. Uite ce e aici, șantier în lucru. Cred că se montau niște palmieri. Negoiță monta niște palmieri. Mai plimbați-l puțin cu Negoiță și cu alții, că faceți bine. Diana Stoica, ai la tot ce s-a zis, hai să vedem și voi care susțineți primarul în funcție. Pe Nicuș Ordan, care, apropo, reacția lui la toate sondajele și toate discuțiile a fost: eu rămân optimist. Și eu rămân la fel de optimistă, pentru că bucureștenii, clar că s-au săturat de PSD și eu cred că în toată țara vom vedea acest lucru. Cea mai bună validare a muncii primarilor din Alianța Dreapta Unită e tocmai faptul că două dita mai partidele doar împreună ar avea o șansă să fie o competiție reală între acești primari, da? Pentru că vorbim doar de Brașov, da? Timișoara, București. Și unde și-au mai pus? Și la Bacău. Acolo au candidat comun. Fix unde sunt primarii noștri. Deci e un lucru destul de simplu. Dacă mi-aduc aminte bine, acum 2 zile a ieșit un sondaj comandat de PSD-PNL, unde Nicuș Ordan era pe locul 1. Deci dacă și știu acest lucru. Bucureștenii e clar că au o constanță în alegerea unor oameni în fruntea primăriei. Apreciază oamenii care și-au făcut treaba. Și sunt sigură că lucrul acesta se va vedea cel mai bine. Dar cum încurcă, stai un pic, că totuși e o discuție, Diana, și trebuie să o punem în zona publică, cu tot jocul ăsta al piedone, poate va candida în mod real, pentru că e o discuție întreagă acolo și cu PUSL-ul, pentru că ei trebuiau să-și pună oameni la PSD și PNL, nu s-au mai acceptat oamenii, așa că na, s-a plusat de la 1, au trecut la 2, au vrut 3 la un moment, voiau să-și pună și doamnele alea care prezintă știri copii pe liste, și fata lui piedone voia pe listă, și doamna Grapini, săraca, trebuia luat acolo, era o grămadă de oameni depus de ea, doamna Șandru, care se întorsese de pe drumurile politice. Nu știu, trimisese președintele Băsescu undeva, dar cred că s-a întors de unde era acolo pe drumurile alea. Așa, pe nu știu ce, a politicii. S-a întors, n-au avut loc pe toate listele astea și acum înțeleg că își pune el candidați peste tot, Voiculescu, bun, cu piedone în spate.
sau în față, depinde. E, eu întreb poza finală, Diana Stoica, hai să fim corecți. Influențează această candidatură a lui Piedone? Adică e posibil ca primăria generală să fie pierdută? Eu nu cred acest lucru și vă spun de ce. Sigur că influențează, pentru că avem alegeri într-un singur tur și atunci cine ia cele mai multe voturi va câștiga, dar atât domnul Piedone cât și domnul Cârstoiu vor fi votați de către alegătorii de stânga. Nicușor Dan este singura opțiune validă pentru toți alegătorii de dreapta, care sunt mai mulți în București decât cei de stânga. Și oricum, eu nu cred că toți PSD-iștii vor vota Cârstoiu și nu vor vota nici pe Piedone. Deci, o parte dintre acești oameni nu se vor prezenta la vot pentru niciunul dintre cei doi candidați de stânga, să spunem așa. Da, eu nu știu dacă am calculat încă noi toți și partidele în primul rând ce se întâmplă la București și pericolul care poate să existe. Dar până atunci glumim cu roabele cu astea. Hai să trecem la un subiect, că ne aleargă timpul, la un subiect foarte important, educația. Azi dimineață, prima știre pe care am citit-o nu a fost una politică, declarațiile politicienilor nu mai contează așa mult zilele astea pentru omul simplu. Niște copii la o școală din Arad s-au luat la bătaie și au reținut poliția pe unii, alții au ajuns la spital. Tot aici v-am arătat cazul elevului care se droga în clasă, fuma, ce mai făcea el. A ajuns la poliție, după ce s-a întors de la poliție și-a bătut diriginta. A fost exmatriculat. Mama lui contestă măsura asta de exmatriculare. Știm despre violurile dintr-o școală din București. Știm despre consumul de droguri din cam toate școlile României. Despre rețele de minori transformați în dealeri de droguri. Despre droguri foarte ieftine vândute, despre bătăi între fete, cum n-ai mai văzut decât pe Maidan. Ce se întâmplă în școlile din România e greu de înțeles. Totuși, Bogdan Bărbuceanu, și dintr-o perspectivă juridică, mereu ni se spune, a, dar ei sunt minori, oricum nu răspund, n-au niciun fel de răspundere. Totuși, care e răspunderea sau ce poți să faci? A crescut foarte mult violența, dincolo de educația de acasă. Primul rând, faptele despre care discutăm și pe care cu toții le-am văzut în spațiu public, multe dintre ele sunt infracțiuni. Și atunci trebuie știut că minorul care a împlinit 14 ani și dacă are discernământ, adică are reprezentarea mentală a consecințelor faptelor sale, răspunde penal. Peste 16 ani răspunde fără niciun fel de discuție. Sigur că trebuie să avem răspunderi penale. Trebuie să mai spunem că se pot lua și măsuri preventive, așa cum am văzut. 2 sau 3 elevi astăzi au fost reținuți. Probabil că vor fi și alte măsuri preventive. Eu cred că trebuie, pe lângă această educație care trebuie întărită în școli, trebuie și cursuri de pregătire civică, dacă vreți, astfel încât acești minori să cunoască că ei pot răspunde chiar și penal. Pentru că mulți dintre ei merg pe ideea asta așa cum s-a lansat în, eu știu, în societate, sunt copil, sunt minor, nu răspund, nu mă interesează. Bun, pe de altă parte ați văzut că s-a întâmplat și acea exmatriculare, sigur că mama este în drept să conteste, foarte bine, se va verifica măsura. Dar trebuie la fel să spunem că legea învățământului permite și această formă de sancționare a elevului, chiar și din învățământul gimnazial, și anume aceea de exmatriculare. Pentru că tot în studio la dumneavoastră am pus problema și mulți politicieni spunea că, domnule, nu se poate decât în preuniversitar, adică la liceu. Nu este adevărat, în 2023 s-a amendat legea învățământului, dacă nu mă înșel prin primăvară, a trecut acest amendament, ca atare și elevii din învățământul gimnazial pot fi supuși acestei sancțiuni și anume exmatricularea. Numai că profesorii, conducerea școlii, sigur, trebuie să-și asume și să aibă curajul să facă acest lucru. Aici putem pune în discuție și o formă de vinovăție a părinților, pentru că știm că de câte ori un elev este sancționat, părintele este primul care este revoltat, care face fel și fel de sesizări, dă instituția în judecată, îl dă pe profesor și așa mai departe. Este o chestie la care, din păcate, s-a ajuns în acest sistem al României educate, pe care greu că cred că îl mai putem controla. Dar, repet, trebuie mediatizată această informație că avem exmatricularea și că avem răspundere penală, pentru că am văzut fapte de o violență extremă. O doamnă dirigintă, o doamnă profesoară a fost chiar avut nevoie de îngrijiri medicale în urmă cu ceva vreme. Este inadmisibil să discutăm despre așa ceva în școli. Și se bat între ei în clase și fetele și copii, domne, nu vorbim de ăștia de 17, vorbim de copii de 12, 13, 14 ani. Cred că politicul trebuie să intervină și în primul rând să schimbe sistemul, să introducă un sistem de pază în aceste școli și dacă nu mă înșel, în multe sectoare din București era poliția comunitară, poliția locală, da, care păzea aceste unități de învățământ. Nu știu dacă se mai întâmplă acest lucru. Nu și prea mai e, sectoare, într-adevăr. Dar ar trebui să avem o pază strictă a ceea ce se întâmplă mai în școli. Mai multă disciplină trebuie în școlile astea. E și parțial externalizat serviciul de pază la multe dintre unitățile școlare. Mie mi se pare că avem o problemă și de percepție asupra
violenței în general. Deci, în România, o femeie este omorâtă în bătaie de către parteneri care mulți dintre ei au primit deja ordine de protecție, pentru că nu avem brățări de monitorizare. Avem pentru un sfert dintre victime. Deci, lucrul ăsta nu e normal. Trebuie să tragem așa o linie și să spunem că nu se mai poate așa. Să avem, într-adevăr, așa cum spunea și domnul Bărbuceanu, o reformă reală a sistemului de educație, pentru că fanfaronada asta cu legile educației ne-au dus doar la o Românie needucată. După 9 ani de zile să vii cu o asemenea inepție care nu creează nimic pozitiv în sistemul de educație, mie mi se pare efectiv halucinant. Mi-ar fi frică, vă spun sincer, dacă aș avea copii să-i mai trimit la școală, că ori îi bate cineva, ori cade școala pe ei, ori cine știe ce se mai întâmplă, da? Auzeam zile trecute un interviu cu doamna Beatrice Manel, care este manager la Spitalul Marius Neasta, și ne spunea că ei fac niște cursuri prin școli. Și toți copiii, începând cu vârsta de 11 ani, au spus așa, știu cum se consumă drogurile, care sunt tipurile de droguri, cât costă și de unde se le ia. Da, deci, e o problemă mare. Și eu cred că violența asta vine și din consumul de droguri și din accesul la rețelele astea sociale. Cred că în pandemie, iarăși ținându-i foarte mult pe acasă, i-am îndepărtat de școală de rigoare. Profesorii săracii nu știu cât mai fac față, unii dintre ei nu mai sunt dascăl ca pe vremuri. Domnule Hava, e un efort pe care trebuie să-l facem cu toții ca societate, autorității locale, instituții, părinții, familiile, poate biserica, medii și așa mai departe, guvernul, ministerul și așa mai departe, pentru că sunt generații care se pierd, real vorbind, e ziua și nu cazul, ora și cazul în România, de bătăi, acte sexuale în școli, drogurile sunt, știți cum ne cumpăram noi cornuri pe vremuri la ei cu drogurile, la toate prețurile. Și produse de-astea, medicamente pe care ei le consumă în cocktailuri, fac acte de bravură. Da, știu lucrurile astea și v-am ascultat, însă un lucru care se întâmplă la noi de foarte mult timp. În momentul în care paharul se umple, în momentul ăla avem o problemă. Cine îl va goli și cum îl golim? Toată lumea dă sfaturi. Sunt foarte bune sfaturile. Dar trebuie să ne întâlnim. Mă înțelegeți? Să ne întâlnim, să vedem ce facem. Eu am 3 nepoți care sunt la școală. 3 nepoți pe care abia pot să opresc să intre pe rețele sociale pentru că, cu toate filtrele. De ce? Pentru că încă foarte mulți nepoți care sunt acolo au deja telefoane de ultima generație pe care ajung. Bun, nu pot să spun ca să nu aibă. Totul este legat de educație. Și această educație trebuie făcută de acasă, începând și de acasă cu părinții, și dusă în minister și, bineînțeles, cu societatea civilă. Toată lumea care poate să se implice aici ar trebui să se implice. Și trebuie să terminăm cu aceste discuții, pentru că în fiecare zi dumneavoastră spuneți într-o oră, poate vom avea două într-o oră, pentru că lucrurile nu se duc înspre ce este bine. Drogul se consumă, din fericire, spun eu, dacă pot să spun din fericire cu ghilimele imense, încă sunt droguri ușoare. Dar se va ajunge foarte, foarte, foarte rapid la drogurile mult mai puternice, pentru că eu am fost, cum să vă spun, până acum 4 ani, 5 ani primar. Și tot timpul am avut această discuție cu cei care trebuia să supravegheze poliția. Domnule, se consumă droguri, găsim siringi acolo. Toată lumea aștepta ca să-l prindă pe liderul mare. De unde? Din Afganistan? De unde? Nu dau sfaturi cum se fac lucrurile astea. Însă trebuie intervenit. Asta este momentul. Cred că asta este o soluție. Trebuie intervenit. Poliția locală trebuie să poată să păzească, cu toate că poliția locală, să știți că nu are în atribuții paza și din cauza aia să face trecerea la cine știe sisteme de pază, dar se poate introduce pentru o mică ordonanță, ca lucrurile să ajungă acolo unde vrem. Niciodată nu se vor estompa la zero. Dar putem să facem lucruri care să le aducem. Da, n-au fost așa, domnule Hava. Acum 7 ani, acum 10 ani, nu arătau așa lucrurile. Nu acum 3 ani, nu arătau. Nu a fost pentru că, din păcate, rău are o evoluție mult mai, o pantă mult mai mare decât binele. Mie mi se pare că nimeni nu se preocupă. Și sub degetele noastre cu care arătăm partidul ăla, cei ce au făcut. Prima dată trebuie să ne întrebăm fiecare, noi ce am făcut. Domnule Hava, dar eu nu sunt domnule ministru educației. Doamna Deca a dat bursă de merii la nota 2. A dat burse de merii la nota 2, doamna Deca. E fără precedent în această educație a României. Nu parte la doamna Deca. Acolo, în jurul lui doamna Deca, sunt foarte mulți funcționari
Și spuneați dumneavoastră că ar fi trebuit făcută o scuturare a pomului. Acest lucru trebuie făcut peste tot. Și în momentul ăla, doamna Deca sau oricare ministru care vrea să facă lucruri bune, le va putea face. Pentru că nu le face singură, nu poate să le facă singură. Vă spun un om care a lucrat 30 de ani în administrație și cred că puteți să vedeți ce s-au zis câte s-au... Da, dar dumneavoastră acum minimizați un pic lucrurile. Le minimizați. Ce și că să știți, consumul de droguri e foarte periculos. Din contră, drogurile alea par ușoare. Drogul elevului e 10 lei. Exact. Dar copiii ăștia se distrug pe viață. E mai rău decât un drog puternic, doar că pe ăla n-au bani să-l cumpere. Eu nu victimizez, n-am înțeles bine. Minimizați. Lucrurile, minimizați. Chiar dacă deranjează. Păi nu, dumneavoastră nu spuneți că a fost mereu așa. Măsurile. Dar n-a fost. Au fost și înainte, însă nu la acest nivel. Bun. Și vedeți, trebuie să recunosc. Au fost și înainte, dar nu la acest nivel. Și de-aia am spus, rău crește și crește exponențial, mult mai repede decât binele. Da, avem un ministru al afacerilor interne. Dorește colega dumneavoastră la USR, Diana Stoica, să intervină. Te rog, Diana. Aveți un ministru al afacerilor interne, da, care ne-a spus că a pierdut lupta cu traficanții. Da? Noi ce facem? Ne resemnăm așa, îi lăsăm să moară copiii ăștia că consumă droguri cu banii de pe care iau pentru masa de prânz, pentru un sandwich acolo, ministru, pentru ceva. Ministru de afaceri externe, ministru interne, ministrul afacerilor interne, domnule Hava, sau predoi. Cine? Ministru. Lupta cu traficanții nu este pierdută și n-a pierdut-o nimeni. Așa ne-a spus colegul dumneavoastră. Nu luptă, domne, luptă cineva cu traficanți? Eu vorbesc aici zilnic de droguri. Da, Bogdan, ești avocat. Da, am auzit de posibilitatea implementării unui sistem de monitorizare video. Da. Înțeleg că se pune problema dacă părinții... Dom'le, dar de ce să nu fim de acord? Corect, părinții? Să fie pentru camere în școală. Școala este un spațiu public, da. Nu e un spațiu privat. Și cred că niciunul dintre părinte, da, dintre părinții care, sigur, sunt responsabili, ar fi împotriva acestui sistem. Și eu vreau să văd copilul și cred că oricine... Exact. Ar beneficia de această posibilitate. De ce ministerul nu are curajul în acest moment în care, iată, este tragic? Păi da, dar o să facă în anumite condiții, dacă școala, dacă directorul e de acord. Și vă spun că directorul nu va fi de acord pentru că se găsește un părinte care să începe să facă scandal. Sigur, da. Ar trebui un sistem obligatoriu implementat. Lucrul ăsta se întâmplă deja în multe școli private. Da, eu am colege care au copii și care văd pe cameră copiii la școală. Deci da, la dar de ce școlile nu se poate? De stat. Da, și trebuie. Fără acordul părinților, fără acordul elevului, fără acordul directorului. Că altfel o să murim toți de la droguri. Totul este legat de voință, cum spunea domnul avocat. Lucrurile se fac, le-am făcut acum 6 ani, 7 ani în Alba Iulia, de la grădinițe peste tot. Au fost părinți care n-au vrut. Păi mai candidați, domnul Hava, odată, l-ați lăsat pe USR. Mai puțin democratic, le-ați spus. Bine, mulțumesc, Diana Stoica, Bogdan Părbuceanu, mulțumesc, Mircea Hava, vă mulțumesc mult, scurtă pauză. Revine în discuție legea vaccinării. Un medic deputat al PSD vorbește despre legea obligatorie a vaccinării sau despre vaccinarea obligatorie în contextul numărului mare de cazuri de rujeolă și a scăderii vaccinărilor la copii, da, în ceea ce privește cazurile de rujeolă. O să discutăm de la fix când o să vă arăt și cine se opune exploatării gazelor naturale din Marea Neagră, pentru că a fost un protest iar la sediul OMV-ului. Revenim repede, rămâneți aici.